Vârsta înaintată, dar și problemele zilnice pe care le întâmpină membrii Asociației Persoanelor cu Handicap Speranța Vieții din Mioveni i-au determinat pe aceștia să-și îndrepte fața către Dumnezeu și cum altfel o putea face decât printr-un pelerinaj la câteva mănăstiri din județ. Mergem într-un pelerinaj pe traseul Corbea, Ninoasa, Nămăiești. Aprobat de Consiliul Local, aprobat de domn primar, la care îi mulțumim cu cea mai mare stimă, așa, că a fost atent întotdeauna cu noi și numai cu noi, cu toți cetățenii orașului, inclusiv am participat la sărbătorii de iarnă cu copiii, cu ăștia, deci la toată lumea a fost atent. Am stabilit punctele de traseu așa și merg oamenii să mai închine un pic la cel de sus, ne mai iartă și nouă păcatele, ne mai... și să simt mai bine, se mai relaxează, să mai e. Plecăm într-o excursie cu domnul Zidaru la mănăstirea de la Ninoasa, Corbi și Nămăiești. Ați fost pe aici odată? Nu, nu. Chiar deloc, nu, nu. De ce ați ales să mergeți la mănăstiri? Pentru că ne încărcăm de energie pozitivă, să ne rugăm la Dumnezeu pentru fiecare zi care, deci fiecare zi care o avem este un dar de la Dumnezeu. Ne rugăm Dumnezeu pentru fiecare zi care ne dă sănătate, pentru copii, pentru toată lumea, pentru domnul primar, pentru păcatele noastre, să ne ierte Dumnezeu. Excursia a fost binevenită pentru membrii asociației care au avut ocazia să se încarce cu energie pozitivă și liniște sufletească. Aceasta le-a fost oferită de Consiliul Local Mioveni.